Salut și bine te-am regăsit la un nou episod din 5M. Ei bine, episodul acesta avem vești bune și apropo suntem în continuare pe No Limit. Avem vești bune pentru că am vândut, bă, mi se mișcă telefonul ăsta, trebuie să-i dau o resetare de fabrică. Am vândut Bentley-ul din Târg și practic avem 105.000 pe mână. Episodul acesta o să vreau să dau cadou și mașinile de le-am luat data trecută, că mă gândesc că nu o să stau eu să le... Haide, mai treci odată. Mamă, aoleu, am glumit, stai puțin. O să mergem să facem cadou mașinile pe care le-am cumpărat noi data trecută, Range-ul și BMW-ul. Nu BMW-ul acesta, ci șeptarul acela. Mama mea. Așa că ne dăm. Băi, al meu a pus o cisternă. Aici sunt două mașini. Ok, încă nu s-a rezolvat problema cu două mașini. Băi, sunt câteva mașini așa interesante. Nu prea. Dar nu cred că aș putea să pun, având în vedere că alea sunt două, mi-aș pune și o Rolls-ul aici, mă, la vânzare, știi? Haideți să încercăm, să vedem, poate merge, cine știe, deși mă îndoiesc că ar funcționa. Venim direct cu ăla, asta nu mai aparține de mine mașina, pentru că mi-am luat cădere de curent, mi-a căzut-o curentul și prin urmare mă bucur totuși că a rămas mașina acolo și nu a trebuit eu să merg pe jos, asta e destul de bine și îmi cer scuze că nu am postat aceste zile. Pur și simplu n-am avut clipuri și timpul de filmat a fost foarte, foarte redus în aceste zile și am schimbat și camera. Hey, am pus-o... Dai puțin că e pârjolită asta, o scoatem direct pe aici, nu mai facem. Mama mea, trebuie să ducem la mecanic să ne repare aici, nu știu că sunt băieți. Da, așa să vedem prima oară dacă putem să o punem la vânzare. Ar fi genial pentru a vinde mașina, da? 245.000, mare parte vreau să o dau. Te rog, spune-mi că mai există, te rog. Nu mi-a zis nimic. Nu mai sunt locuri de parcare. Nu vine să cred. Aoleu, nu mai am nici combustibil. Mamă, stai că nu-i bine deloc. Hai să-i punem măcar puțin combustibil, mergem să o reparăm. Sau nu văd dacă ar avea vreun rost să o reparăm. Mergem prin oraș să căutăm oameni. Să le dăm, mai are rost să-i bag combustibil, lasă că după nu mai scot din... Stai așa să vedem dacă am niște bani la mine. Zero, nu-mi vine să cred! Mam, e secetă rău aici. Am mașini de vânzare. Poftim? Aș zic că aveți mașini de vânzare. Am și de vânzare, am și de cadou. Alea de cadou sunt mai de-astea ieftine. Am înțeles. Să te ia, domnul, că nu mai ai mașini. Ce-a fi de cadou? N-ai mașini și au cât ce-a scos al meu acum. Nu e. Sunt niște mașini de-astea ieftine până în 10.000. O să le dau. Sunteți domnul Marian, nu? Da. Încântat să vă cunosc, domnul. Încântat, domnul. Îmi lăsați și mie un număr de telefon, poate vă duce și va mașini mai frumoase, nu știu. Păi am un Rolls cu linen. Acum n-am bani gen curați, înțelegi tu. Înțeleg. Haide că îți las numărul. Da, așa. Nu mai era nici simt și că greu telefonul ăsta. Nici mie. Deci e problemă de la ei, de la softul lor aici. Da, are soft arabesc. Miram, de ce? Șeptarul, domnul Șeptarul. Păi ce să mai dați-mi să vă am și eu să știu când sună, cine sună. Cine sună? O să vă dau și eu numărul de contact, domnul. Dacă doriți, da, haide, facem aici schimb. Ia uite, domnule. Dar ăsta n-are bani, sărac. Trebuie să-i dai ceva la... N-are nimic. Stai așa. Stai că asta nu știam, da, unde-i? Da, mișto, am câștigat și am băgat pe mână de 2 lei. Băi, nu știam că au făcut cazinul, stai că mă dau înapoi. Acum mi l-ai acceptat. Ia uite. Am acceptat. Ai văzut, poza e nebună. Da, mă, și am că eu nu știam de niciun cazino. Ia vezi și aude. Ce ești de ăsta? Cum o stare? Îți dau 5.000 pe el cât merge. Ia dă-i o tură să vezi cum se duce. Păi haide că mergem la cazino. Unde-i cazino? Hai sus. Stai așa cum, aoleu. Mamă. Mamă, melodia aia. Nu știu, n-am muzică. Hai, e bine. Și așa sunt cu mașinile în pioneze. Din 6 mașini, 5 sunt stricate și una n-are combustibil.
Stai așa tot de unde era casinoul ăla, un cațeș. Uite-l pe al meu cu ce se dă. De ce cred că îl bate ăsta? Mamă, ce fuge, ești nebun la cap. Am băgat 200 de mine. A, da, așa, până pe la 200. Da, da, dar vezi că după aia se duce și până la 400. Înțeleg. Trebuia să iau impala ăla, dădeam o cursă. Unde mă duc? Mă ducea în dracu, stricam și mașina. Dă-o dracu, că o reparăm. Ce zici? A, ok, deci nu mă aud așa. Să o reparăm la mecanism, zici? Nu, nu, nu. Oricum e intact. E ca nou. Stă greu tare pe frâne. Și pe curbe, nu mai zice. Ia asta e așa. Deci mă îndreptam cu băieții ăștia spre casino. L-am văzut pe băiatul ăsta și zic eu, mă, ce-i cu ăsta? Că a căzut când te-a văzut. Ia să vedem. Poți să sun dacă sunt pe airplane? Aoleu, dar nu sunt pe airplane. Bă, smurdule, ia uite, bă, moare lumea aici, bă, și nu vine smurdul. Ori sunt în apel. A, ia uite, ia, merge. Haide, mă, moare lumea cu ăștia, mă, frate, mă. Moare lumea cu ăștia, mă. Uite, mă, nu răspunde nimeni. Moare lumea aici și ăștia nu răspund. Your call has been forwarded to an automatic... Ce facem? Aoleu. Eu zic să-l aruncăm în boscheți. Nu, no, mai, nu punem mâna pe el, ce treabă avem. Dacă nu putem să-l ajutăm, lăsăm aici. Sună poliția. Sau hingherii, să-l ia de aici. Așa că dau la poliție, poate ne ajută cineva aici. Este aici. Haide, mă, nu vine nimeni. Bă, și sunt ceva jucători pe server. Bine, e o oră mai de vârf, să zici. De vârf, adică mai sunt oameni la școală. A, uite că se vede ora la telefon. E fix ora din realitate. Băi, ce faceți, mă? Uite, bă, ce fac ăștia, bă, frate. Nici poliție nu-mi răspunde. Nici murd. Hai să mergem la casino, că dacă nu putem să ajutăm oamenii, măcar să ne norocim noi. Ce să-și facem? Șerif, haide, urcă! Gata. Acum să vină să mă oprească. Folii, aoleu, de ce ai folii sau mai știu ce porcării? Da, na, oricum n-avem nimic la aia, nici asigurare, nimic. A, stai, mă, că eu am mai fost, mă, mi se pare, mă, la casino, mă, dar n-aveam bani. Trebuie să am bani la mine? Nu, dă-i tu mușchiul ăla F3. A, acolo, cred că i-am dat eu, stai că i-am dat. Sau? Da. Nu știu, verici. Merge. Prin spate parcă țin minte, mamă, și să-mi joc banii de la Bentley. Stai așa că am obosit. Ai obosit? Optim? Ai obosit rău? Dacă am ce? Să încărc, săr sus. No, e ok, mai am energie să dau de 2-3 ori paste. Nu mergi iar, mă? Ba da. Joacă, iau, te miză 200. Vă vom merge? Da, trebuie să stai mai așa, mai într-o parte. Mă, cum ar fi să joc tot cea mai bine? Ai pierdut. Păi cum îți leagă, ăsta, mă, frate? Uite-l, bă, băiatule, bă, dacă vrea să-mi lege, bă. Aveți ceva noroc că tot pierdeți, nebun? A pus șansa, ne-a jegmănit, ne-a scuipat pe față cu șansa asta. Dar s-a dat un de-asta, un, cum se numește, cei care a luat prin șeptarii, i-a dat 500 de mii. Mău, mi-a pus pe linie, dar invers. Dar parcă n-a dat nimeni, n-a luat nimeni din șeptari sau așa, până acum, de când e casino. Hai, ce șeptar să iei, că mie nu-mi dă nimic, Ejemon. Bă, nimic, păi, mă, nimic. Păi ar trebui să iei acum șeptarii, că e șeptar lângă tine, știi ce zic? Da, care e asta? Le pune, are boa, ia. Am câștigat și eu 3 lămâi. După ce am pierdut atât, am dat 3 lămâi.
Nu, da, eu mă, frate, mă, ești pălară, mă. Bă, ce să mai... Auziți? Șeptarule, m-auzi? Așa, mai verific că nu se știe. Bă, deci m-am mai jucat ceva? Nu vă recomand să vă jucați cu cea mai mare sinceritate. Avem o rată de câștig de vai de steaua noastră. Am pierdut vreo 6.000. Mă uitam să văd cât am pierdut. Pierdut 6.000. Are, merge pe 5 linii. Din ce am văzut, îți dă doar drepte. Și îți urcă sau coboară. Atât. Dacă vine, mai știu eu cum. Că aveam 3 șeptari, venea sus, mai jos și după înapoi sus. Nu mi-a legat, nu mi-a făcut absolut nimic, nu știu. Plus că nu le dă. Am luat 2 jocuri. Din ăia 6.000 cheltuiți, 2 jocuri. Am luat de 600 fiecare. Dezastru. Dezastru. Haide că... Lasă-mă și pe mine la un garaj. Dă-i urcă tu la volan. Dacă e 9 zi mai pe seară sau până... Când ești aici? Nici nu știu să zic. Ia stai. Ia încercați acum. Ia stai. Oh! Ce scuze. Nu-i problemă, nu-i problemă. Gata. Mă refer ce nu... Reglând a jos. Dacă ai ceva mașini, să vedem. Păi doar rolul ăla, mai așa de vânzare. Ceva la 300-400 acolo ai? Păi ăsta e 270 magazin. Da, nu e el sportiv așa edit, ai de ghea de mașină. Cred că te-am ocolit de ăla, de garaj. Da, are nimic. Cumpere Rolls. Rolls? Culină, nu. Ia. Stai puțin că... Uite. Alții bani. În magazin e 270.000. El e stock. Orice ofertă... Sub 270.000 e acceptat aproape. Sub 270 și peste 230. Deci cât ai scris? 270? 270 e mașina nouă, da. După că e și stricată, e tunată, rău. Îți dai seama că ți-o aduc țiplă? Da. Aici miroase la motor încins. Nu, e de la naftalină, domne, că mașina asta stă. Ați văzut câți kilometri are? 10, 12, 15. Poftim? Asta la bunicuță. Da, asta la mamăi mea, da, în graj. Asta e singura de oamă așa mai, restul... Nu prea. Nu prea, ba chiar voiam să mă duc după un băiat. L-am văzut cu bicicleta să-i dau mașină cadou. Ia fă din seara, ceva. O, frate, care are Rolls? Aici am un Rolls de vânzare. Da, de ce mi-am pus centura? Mașina asta e de vânzare? Nu, asta vreau să fac cadou unui băiat. Am înțeles. Dar un Rolls, nu vrei? Nu vreau să cumpăr, vreau să vând. Aha, ok. Ce vezi de vânzare? Uitați aici, gele cu motor frumos făcut. Sau de frumos tare ăsta. Motor V8. Da, nu mai e pe stoc oricum. Iar se aude frumos tare rău. Ce bani ăsta? 300 negociabil. Ce motor are ăsta pe? 2GZ, cât e ăla care s-a scos V8. A, da? Da. Nu vrei Rolls-ul și diferență? Cât mai dai? Păi diferența care mai e de bani. După asta puneți o prețul de nou și ce ai băgat în ea și eu pun prețul de nou și vedem cât mai e diferența. Păi fii atent că ea e 140 în showroom, dar faza e că nu mai e, deci crește valoarea. Hai mai pui încă 30.000 că nu mai e în showroom peste preții. Că vrei întâi și pe băieții ăștia să vezi cât de rare sunt mașinile astea. Ești șerif, dacă mă întreb pe mine, nu-s rare. Adică pe băieții care mai știu mare parte cu d-astea și încearcă să le vândă. Eu ce-am băgat pe ea, fii atent. E... Uite, să-ți arăt, are motorul ăsta. O, auziți? 2GZ. Da, frate, de te auzim. Nu mai vreți un Porsche, că v-am dat și pe un alt oraș. Un Porsche? Ce-a spus? Dacă mai ții minte. Mă, nu mai ții minte. Un roșu. Roșu, tot depapotabil. Nu, ăsta e depapotabil.
Am bani, domne, de el. Acum încerc să fac aici o combinație, să iau și mașina da, asta. Da, da, da. Da, ce-am băgat eu în ea au fost vreo 150, cam așa. Cu tot cu motor, cu tot făcut. Are turbina de la ITB pusă. Deci undeva pe la 320.000 s-ar duce și cu prețul că nu prea mai iei apă stoc și toate astea. Da, 330-340 în jurul ăla. Acum dacă dumneata zici că e mașina nouă, nu știu. Ce să fie nou? Rusul. Are puțin kilometri, doar că scapă puțin abur. Scapă puțin abur. Dar nu-i problema aia, îți dai seama ce aduc intactă mașina. Auzi, da, ai zis că asta nu mai... O diferență de, nu știu, 50 de mii? Nu știu. Mai mult n-am cum să dau, că deja prețul la Rolls plus 50 de mii te duci în 320 de mii. 320 de mii? Păi pe acolo vine, că Rolls-ul e 270. Stoc. E 290. Cu lină, nu? Cu lină, nu, l-am și eu. Cum l-ai luat, că era 270. E 290. Au. Wow. Nu știu, și tu vrei să scapi de culină, și ăsta vrea să scapă de culină, nu știu ce să zic. Toată lumea vrea să scapă de... Eu n-am zis că-l vând. A, n-ai zis că-l vinzi, da? Îl păstrez, că i-am pus veu pe el. Da, da, da. Sau de frumos. Bine, eu vreau să-l dau pentru că cumpăr și vând mașini în mare parte, că așa îl țineam, că îmi place mult mașina, doar că n-am bani să... Nu mă înțelege greșit, avem aceeași meserie. Ok. Stai liniștit. Păi atunci cum crezi, Sheriff? Dacă crezi că merită bine, dacă nu... Da, nu știu, mi se pare 50 cam puțin. Eu prost că sunt medic, ai dat. N-am cum să ofer mai mult. Da, te înțeleg, stai liniștit. Plus că a venit și domnul cu rosul, mă face să cred că e ceva la el care nu e bun. Nu, mașina merge bine. S-a abuzat probabil la început că... Rolls, mă gândesc. Probabil. Și acum s-au plictisit de el. Nu, dar eu n-am zis că-l vând. Puneam în târg, dar nu e loc pe acolo. Mașina astea. De la da. Garajul de mecanici. Da, domnule. Păi haide că eu mă duc în ale mele. Sau duc cu Porsche-ul. Vinzi Porsche-ul, care-i treaba cu el? Da, eu l-aș vinde, sincer. Pe ce bani? 180. Ce el cât e nou? Nu știu, 100 tot acolo, dar e modificat pe exterior. Ce are exterior, ce are? Pe evacuare, bară spate, bară față. Deci hai, pui 5.000 în modificări exterioare. Maxim 5.000. Oricum nu o dau, adică o dau. Adică o dau. O dai sau nu dai până la urmă? O dau. Vine cu rosul, vând rost, nu mai vând rost, vine cu targa, nu mai vine targa. De ce nu mai știi ce să facă? Eu zic să dai gratis. Da, sincer, cred că... Eu zic să duci acasă pe ea. Vezi, îți place cum merge, vezi? Hai nu, că nu trebuie să-mi placă mie cum merg. Merge, pardon. Poftim? Cumperi Nissan Titan? Nu. Ce să cumpăr? Nissan Titan? Titan? Nu cumpăr, domnul. Păcât îl vinzi. 100 și ceva de mii. Da, e prea mult. Cât? 100 și ceva. 130 de mii. Ce dată, frate? Îți dau 90. Îți dau 80 maxim. Da. Ăsta e mai bun decât mine. Da, haideți, domnule, că o duc și eu. O salut, numai bine. Dacă te gândești la 50.000 ăla plus Rolls-ul, mă anunți. Fii atent, dăm numărul de telefon. Sau hai să zici un 60.000 aș plusa. Da, ia fii atent că îți dau share. Tu ești Marian? Da. Hai să-ți dau share să mai... Dar mai mult n-am cum că cam ăla e bugetul maxim pe care l-am. Ăla e bugetul maxim, o? Aproape. Dacă vrei să vezi mai multe de mașină, vezi că am un videoclip pe YouTube, aici pe telefon și te uiți. Că eu sunt vlogger, fac car vlog. Înțeleg. Da, domnule, păi mă sun, dacă sură de ideea. Curiositate, ce mașină mai ai? Poate băgăm ceva la combinația aia. De vânzare doar Rolls cu lină, nu ăla, atât. Ai 300 de ca, cash? Cash, da. Și nu vrei un GLE cu motor? A, nu am ce să fac. Îmi trebuie, l-am avut de 3 ori. Nu mai am ce să fac. M-am plictisit de el, sincer. Hai, mă, nu-i merge aici. O sunt la luna stre. Eu te cred. Cu bătrânescul. Nu ne-a mers. N-aș da mai mult pe parte, sincer. Adică... N-aș da mai mult, da.
Băi, cum mi-au apărut astea în cavaș? Ia uite, bă, am BMW cu aparate în el, mâncați să ai dorul tău. Cum mi-au apărut astea aici? Dacă vrei să las, pe la 150. Stați, domne, că oricum am dat n-am atâta cash. Cash? Am înțeles. Chiar n-ai nimic altceva în afară de rolul ăla? Mai am pârjoale de-astea mai nasoale. Am înțeles, că mai puteam să-ți dau diferența dacă aici mai... Nu, no, n-am nimic din păcate. Am înțeles. Bine. Un motor dacă vrei un V8. Nu trebuie. Sunt mecanic. A, ești mecanic? Da. Bine. Bă, numai bine. Ne vedem data viitoare, mulțumesc frumos.